La 15 ani, Amalia Covaliu îi calcă pe urme tatălui Mihai Covaliu, fost campion olimpic la scrimă. Este rândul fetei lui să ia medalie după medalie. Cu sabia în mână, Amalia Covaliu a ajuns în finală la junioare, dar a pierdut-o la un singur punct și s-a mulțumit cu argintul. Scrima pentru mine în momentul de față înseamnă toată viața mea, am dedic tot timpul. Întâi am început cu tenisul. Ce sfaturi să dai? De obicei să stau liniștită, că mai am momente în care mă grăbesc. Mihai Covaliu și Ana Maria Brânză le-au făcut galerie sportivilor la competiția de juniori, pe care România a încheiat-o cu 3 medalii. Te-ai adus aminte astăzi de primele tale competiții când te-ai văzut pe cei mici? A trecut prea mult timp de atunci. Nu, astăzi doar mă bucur ca simplu spectator de toată energia.